fie ca anul 2020 să vă găsească pe toți românii în armonie, în liniște, să aveți parte de un an cu multe bucurii, cu multă, multă sănătate înainte de toate și mi-aș dori ca România noul an să aibă parte de vești bune. Vești bune și pentru politicieni care au obligația să se afle continuu în serviciul cetățenilor, vești bune pentru toți românii. La mulți ani!